Și ridicându-se toată mulțimea, l-au dus la Pilat. Și au început să-l acuze. L-am găsit pe acesta răzvrătind poporul nostru, oprind de la plata bilului pentru Cezar și spunând că el este Hristos, regele. Pilat l-a întrebat: Tu ești regele iudeilor? El a răspuns: Tu însuți spui. Pilat a spus atunci marilor preoți și mulțimii: Nu-i găsesc nicio vină acestui om. Dar ei stăruiau: El răscoală poporul învățând în toată Iudeea, începând din Galileea și până aici. Când a auzit aceasta, Pilat a întrebat dacă omul este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla la Ierusalim în zilele acelea. Irod s-a bucurat mult când l-a văzut pe Iisus, pe care dorise să-l vadă de mult timp, fiindcă auzise despre el și spera să vadă vreun semn făcut de acesta. Și l-a întrebat multe, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. De față erau mari preoți și cărturarii care îl învinuiau într-un. Irod, împreună cu soldații săi, după ce și-a bătut joc și a râs de el, l-a îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-a trimis la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat au devenit prieteni, căci înainte se dușmăneau. Pilat i-a chemat pe mari preoți, pe comandanți și poporul și le-a spus: L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe unul care răzvrătește poporul. Dar iată că eu, judecându-l în fața voastră, n-am găsit la el nici o vină din câte îi aduceți. Și nici Irod, care ni l-a trimis înapoi, n-a găsit. Iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte. Așadar, după ce îl voi pedepsi, îl voi elibera. Dar mulțimea a început să strige într-un glas: La moarte cu el! Eliberează-ne-l pe Baraba! Baraba era închis pentru o răscoală pe care o stârnise în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou, vrând să le libereze pe Iisus. Dar ei strigau: Răstignește-l! Răstignește-l! Pilat le-a spus a treia oară: Dar ce rău a făcut acesta? Nu-i găsesc nicio vină de moarte. Îl voi pedepsi, deci, și îl voi elibera. Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte puternice să-l răstignească. Ah!
iar strigătele lor au biruit. Atunci, Pilat a hotărât să le împlinească cererea. L-a eliberat, deci, pe cel care fusese aruncat în temniță pentru răscoală și pentru crimă, cel pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a lăsat în voia lor. Pe când îl duceau, l-au luat pe un anume Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus crucea în spate, ca să o ducă în urma lui Iisus. Și era urmat de multă lume și de femei care îl plângeau și îl jeleau. Iar Iisus a întors spre ele și le-a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu plângeți pentru mine, ci plângeți pentru voi și pentru copiii voștri, pentru că, iată, vin zile în care se va spune: Fericite sunt femeile cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților: Prăvăliți-vă peste noi, și stâncilor: Acoperiți-ne, pentru că dacă ei fac așa cu lemnul verde, cu cel uscat, ce va fi? Împreună cu el duceau și doi răufăcători ca să-i dea la moarte. Când au ajuns la locul numit al căpățânii, l-au răstignit împreună cu cei doi răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea:
Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Apoi și-au împărțit hainele lui, trăgându-le la sorți. Mulțimea stătea și privea. Căpetenile își băteau joc de el, spunând: pe alții a salvat, să se salveze și pe sine dacă este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. And they parted his raiment and cast lots. Deasupra lui era o inscripție pe care scria: acesta este regele iudeilor. Ostașii își băteau joc de el și, apropiindu-se, i-au dat oțet, zicându-i: dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te! Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl batjocorea, zicând: nu ești tu, oare, Hristosul? Salvează-te pe tine și pe noi! Dar celălalt i-a răspuns și l-a certat: nu te temi măcar de Dumnezeu, tu în care ai aceeași osândă. Noi suntem pedepsiți pe drept, pentru că ne-am luat partea pe care o meritam. Dar el n-a făcut niciun rău. Apoi a zis: Iisuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta. Iar el i-a răspuns: adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Era pe la ceasul al șaselea, când s-a lăsat întuneric peste tot pământul. Soarele s-a întunecat, iar vălul de la templu s-a rupt în două. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale
îmi încredințez Duhul! Avi! Beatha! Afkid! Și zicând acestea, și-a dat Duhul. Când a văzut ce s-a întâmplat, centurionul l-a preamărit pe Dumnezeu zicând: într-adevăr, omul acesta era drept. Iar mulțimea celor care veniseră să privească, văzând ce s-a întâmplat, se întorcea bătându-și pieptul. Cunoscuții lui și femeile care îl urmaseră din Galileea stăteau deoparte și priveau la toate acestea. Și iată, era un om pe nume Iosif, care făcea parte din sfat, om bun și drept, care nu se învoise cu înțelegerea și hotărârea lor. El era din Arimatea, o cetate din Iudeea, și aștepta împărăția lui Dumnezeu. A mers la Pilat și i-a cerut trupul lui Iisus. L-a coborât de pe cruce, l-a înfășurat într-un giulgiu de in și l-a pus într-un mormânt de piatră în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și se apropia sâmbăta. Femeile care îl urmaseră și care veniseră cu Iisus din Galileea au văzut mormântul și cum i-a fost pus trupul. Apoi s-au întors și au pregătit miresme și miruri, iar sâmbătă s-au odihnit după lege. În prima zi a săptămânii, femeile au venit dis de dimineață la mormânt, aducând mirezmele pregătite. Dar au găsit piatra de la mormânt dată la o parte. Și au intrat, însă nu au găsit trupul Domnului Iisus. Pe când erau încă nedumerite din această cauză, iată că doi bărbați în haine strălucitoare s-au oprit lângă ele. Și, pentru că ele s-au înfricoșat și și-au plecat capul, ei le-au spus: de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. Amintiți-vă ce v-a spus pe când era în Galileea. Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie răstignit și a treia zi să învie. Atunci și-au amintit cuvintele lui.
S-au întors de la mormânt și au vestit toate acestea celor 11 și tuturor celorlalți. Cele care au spus apostolilor aceste lucruri erau Maria Magdalena, Ioana și Maria lui Iacov și celelalte care erau cu ele. Dar cuvintele lor li s-au părut fără noimă ucenicilor și nu le-au crezut. Petru s-a ridicat și a alergat la mormânt. Iar când s-a plecat, a văzut doar giulgiurile pe jos. Și s-a întors uimit de cele întâmplate. Și iată, în aceeași zi, doi dintre ei mergeau într-un sat numit Emaus, care era la 60 de stadii depărtare de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau și discutau, însuși Iisus s-a apropiat și a început să meargă împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L recunoască. Iar El le-a spus, ce înseamnă lucrurile pe care le discutați pe drum? Ei s-au oprit triști. Unul dintre ei, numit Cleopa, i-a răspuns, oare tu ești singurul străin în Ierusalim care nu a aflat ce s-a întâmplat acolo zilele trecute? El le-a zis, ce anume? Și i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus Nazarineanul, profet puternic în faptă și cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor? Cum l-au condamnat la moarte mari preoți și mai marii noștri și l-au răstignit? Noi speram că El este Cel care trebuia să-L izbăvească pe Israel. Totuși, iată, este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și ne-au mai tulburat și niște femei dintre noi, care au fost dis de dimineață la mormânt și pentru că nu i-au găsit trupul, au venit și ne-au spus că au avut o vedenie cu niște îngeri care le-au spus că este viu. Apoi unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Dar El le-a zis, o nepricepuți și greoi la inimă în a crede toate cele spuse de profeți. Nu trebuia oare să pătimească Hristos ca să intre în slava Lui? Și începând cu Moise și cu toți profeții, le-a explicat toate scripturile care vorbeau despre El. Când s-au apropiat de satul în care mergeau, El s-a făcut că merge mai departe. Dar ei au stăruit pe lângă El, spunând, rămâi cu noi! Căci se face seară și ziua e pe sfârșite. Și a intrat să rămână cu ei. Iar pe când stătea la masă cu ei, a luat pâinea, a binecuvântat-o, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ אפרנטו שלה דאטו אטונץ לי סאו דסקיס אוקי שלאו רקונוסקוט דריאל א דיספרו דין פצה לור. Și și-au spus între ei, oare
Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne explica scripturile? Și ridicându-se chiar atunci, s-au întors la Ierusalim. Și i-au găsit adunați pe cei 11 și pe însoțitorii lor. Ziceau: Domnul a înviat cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Iar ei au povestit ce li s-a întâmplat pe drum și cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei despre acestea, Iisus a venit în mijlocul lor și le-a spus: Pace vouă! Dar ei, înspăimântați și înfricoșați, credeau că văd un duh. Iar el le-a spus: De ce v-ați tulburat și de ce aveți îndoieli în inimă? Priviți-mi mâinile și picioarele și încredințați-vă că sunt chiar eu. Atingeți-mă și vedeți. Un duh nu are carne și oase, așa cum vedeți că am eu. Și spunând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. Dar pentru că de bucurie ei tot nu credeau și se minunau, le-a zis: Aveți ceva de mâncare aici? Ei i-au dat o bucată de pește fript. Iisus a luat-o și a mâncat-o în fața lor. Apoi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus încă pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a spus: Așa stă scris, Hristos trebuie să sufere și să învie din morți a treia zi și să se vestească tuturor popoarelor în numele Lui pocăința pentru iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Iar voi sunteți martorii acestor lucruri. Eu vă trimit ceea ce a făgăduit Tatăl meu. Voi să stați în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Apoi i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Iar pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer.
Ei, după ce i s-au închinat, s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie și stăteau tot timpul în templu, binecuvântându-L pe Dumnezeu. Amen.